și să mai mă enerveze. Acum toată lumea a văzut realitatea. Adică ce e real? Că dacă nu era bun, după ce să-l bage, nu? Dar eu zic că la Budapest a făcut un meci bun. Față de alții. Păi astea nu e numai chestia, că mai multe lucruri acolo care păi sunt trei. Bine, astea sunt chestii care... El oricum, când a venit la lot, tot lotul se reunea lunea, la ora 12, și la mult eu zis să vină la lot sâmbătă seara. Și noi am avut o întâlnire cu avocații, am avut o întâlnire la București, și ne-a ajuns la 10:30 la Mogoșoaia, că a ajuns la 1:30. Și duminică dimineața am plecat iară la Mogoșoaia, am stat până pe la 12, acolo am terminat, am avut de făcut niște acte, și Pițurcă după masă l-a dat afară, o să se plece, că n-are nevoie de la lot. Că de ce n-a venit ieri de sâmbătă seara la 10, în cantă 10:30? Păi cum? Când? Acum? Și îți dai seama el, să... orgolul lui de bărbat, nu a vrut să plece. Și am spus, nu pleci, rămâi acolo, vezi care e situația. Dacă pleci, faci o conferință de presă, spui motivul pentru care pleci, că îți dai seama, Pițurcă spunea golanul de Mutu, rebelul, a fugit de la lot, înțelegi? El putea, putea spune orice. Și până la urmă a simțit el că nu-i treaba bună și a revenit la alte sentimente. Măi, omule, spun, tu ești, tu auzi? Căline, sau n-auzi? Am spus foarte clar, duminică, sâmbătă trebuie să vină Mutul la lot, sâmbătă seara, să stea singur 2 zile în hotel ca nebunul. Singur. Lotul se reunea lunea la ora 12. Mutul a ajuns cu 3 ore mai târziu. Pe, normal că noapte, dacă a venit seara, au venit din lume. Trebuia să dormă, da. Sigur, dar și dorme, da, îți dai seama că dorm. N-au laptopul, n-au iPad-ul, n-au nimic, dorm. Și ăsta a fost motiv să îl dea afară de la lor, să-l trimit acasă. Da. Dar v-a spus ceva, cum i-a convenit poziția aia de voi? Cine să-mi spună? Nu mi-a spus nimic, ce, dacă îl punea fundaș, juca fundaș, care e problema? Deci el a venit, eu spun și am mai spus și o știi de care zice asta. El a spus, băi, tu nu vrei să joci pentru Pițurcă, tu joci pentru echipa națională, tu ajuți România. Cu cât poți tu? Și asta te-a avut acum, au declarat chestia asta. Tu nu vii că te cheamă pe tine Pițurcă sau că te cheamă Marțian sau te cheamă Călin Mieri. Hai vină tu la lot că tu vii pentru o cauză. Sau că vrei să depășești pe Hagi, mare lucru, dai acum mai multe goluri ca Hagi. Poate vine mâine unul, dă mai multe goluri ca el. Acum ce facem? Foarte bine că o competiție, asta e ceva frumos, nu? Până la urmă de-aia e un sport. Dar asta nu înseamnă să deci dintr-o chestie de sport să faci o răutate. Sau să faci o obsesie. Sunt lucruri care depinde de mentalitatea fiecărui om. Pițurcă are conflicte cu el, nu de acum, de mult. Eu știu, tati, dacă m-am vrut să vi le declar ce știu eu. Poftim? Da, de la Craiova are conflicte, că ăsta e din Pitești și din Craiova. Poftim? Nu jucătorii cu personalitate, din câte am văzut. Ce, nu-i plac? Nu-i plac. Păi și ce se vede dacă nu-i plac? Păi da, Pițurcă are personalitate, el îl vezi că are personalitate, Pițurcă? Poftim? Are că nu-i. Măi, omule, înțeleg să faci anumite chestii din ambiție sau din încăpățânare. Dar când sunt lucruri care nu mai țin de tine, trebuie să faci ceva pentru ceva, păi fă ceea ce trebuie. Eu nu zic să joace pe Mutu sau să joace pe Surdu sau să joace pe nu știu care, înțelegi? Dar el să joace cu cine trebuie să joace. Adică eu nu cred normal acum, dacă la noi la Mioveni aveam un joc foarte bun și Matei era extraordinar și capătă, dădea 3 goluri din 2, să zică Trăfalu, băi, pe ăsta nu-l baci că nu-mi place mie. Și dacă era cel... Dacă dovedea în meciul ăla, el trebuia să joace. Eu cred că e corect și la fel și antrenorul gândea, eu cred că la fel, nu am dreptate. Cine nu-l bagă pe unul care joacă? Păi în momentul în care nu joci, nu faci nimic. Păi ce să mai cauți tu în teren? Sau când faci niște ocazii, niște ratări, te crucești, să zici, domnule, încep cu ăsta că ăsta aleargă mai mult, că ăsta nu știu. Păi au spus, vezi că și naționala Olandei, cum au spus și olandezii, cum a spus și Dumitru Dragomir și nu știu care a mai spus acolo și Cornel Dinu, domnule, o echipă se formează niște lângă oameni cu experiență. Olanda l-are pe Robben, are pe Van Persie, nu știu pe mai care, pe Van der Vaart, nu știu ce, oameni cu care el poate ca să-și facă o echipă. Deja ai marge pe toți de 18 și de 21 de ani și fug pe lângă minge. Bine, e clar că o scut din ambiție, pentru că o echipă sunată în țară, toată lumea zicea că joacă Kipchoge,
Mutu și cine mai e? Băi, stați că nu, nu trebuie să înțelegeți. Acum că nu l-a băgat pe Kipciu, că Kipciu a intrat 10 minute sau 5 și a dat gol. Aia a fost ocazia lui, ok, a făcut o treabă foarte bună. Am înțeles. Dar un jucător care face un match bun, păi n-ai cum să-l ții, mă, rezervă, mă, un jucător care, da, mă, să zic, e accidentat sau efortul fizic e prea mare, nu po- spune eu, băi, omule, nu mă băga că nu pot mă fac de rușine, înțelegi? Ambiție, ambiție. Imposibil, din patru oameni să nu faci niciun om. Și toată lumea zice că să joace Maxim, Kipciu, Toriu și Mutu și nu juca niciun om. Eu l-am băgat pe Tănase, l-am băgat, nu știu, deci sunt lucruri care, până la urmă, nu hotărâm noi și, da, sunt lucruri care sunt vizibile și care, deci nu face echipa pentru tine ca pițurcă sau pentru face falul, echipa că vrea la urmă să facă falul pentru el. Că vrea el să mă drează pe mine sau să drează pe Mierie sau pe Giovanni sau pe nu știu cine, și el face echipa ca să câștige, eu așa mă gândesc. Nu, domnul antrenor. Deci nu o face cu, nu o face cu alte intenții. Atunci când vrei să faci o echipă ca să pierzi, cumva să le zici, uite, că... Vă fac demonstrații acum, eu mai ajuns să fac și demonstrații. Dacă are clauză la federație, că dacă... Băi, mă lăsați cu clauza ta, nu mai este, măi, unde, ce mai te vorbiți, cum au spus în 2016? În 2016, unde mai sunt calificări în 2016? Că nu mai există. Dacă îl dau afară... Ce dracu, mă, joacă 24 de echipe, joacă între ele, hâlca-dâlca și... Pe asta se bazează. Păi omul are talentele astea, a văzut la Craiova, a văzut ce a făcut din Craiova, eu tras pe stânga, nu pe dreapta.